Puteți să-mi spuneți mie cine ar vrea să doarmă într-o pasăre? Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Cum ați petrecut ieri, oameni, în prima zi în care am avut voie să ieșim oficial afară, fără declarație? Eu încă n-am ieșit că-l filmez vineri, dar să-mi spuneți voi ce ați făcut și unde ați mers și cum v-ați simțit după 2 luni de carantină. Paturi în care ți-ai dorit să dormi, mai mult sau mai puțin. Și nu pot să nu arunc un pic de atenție cuvintelor pe care le-a spus Edi Talent în maneaua youtuberilor 5 despre mine. Sneak, aproape de milion, șacalilor făcut-o-mi niciodată. Hai cu milionul, oameni buni, uitați să vă activați clopoțelul cu toate notificările, să primiți de fiecare dată notificare, fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 când postez. Ăsta văd că se numește Vertical Bed, eu cred că îi spun patul mortului, The Bed of the Dead. Patul mortului este practic ca o bezea supraponderală care te ține așa, te înfășoară și tu practic stai în picioare și dormi. Putem să dormim doar cu mâinile în buzunar, bine, poți să le ții și așa în față, dar pare ciudat și dacă... Bă, dă-o în brânza, mă, și bă, zici că îi tai caninul acolo și aia e caria, frate. Zici că ai tai caninul și acolo e o carie pe caninul omul ăla, cum stă așa, patul mod, the bed of the dead, așa, cum stă acolo să mor. Dar mi-au vere un sicriu și mă tot duc, dorm pe veci, adică închid ochii, am adormit pe veci decât să dorm în chestia, dar mie nu mi-ar plăcea, frate, mi se pare ciudat să dormi așa în picioare. Mă gândesc, nu e aiurea, frate, adică, da, știu că nu poți să te duci nici în față, nici în stânga, nici în dreapta, dar, nu știu, frate, nu te simți așa, adică nu obosești dacă stai în picioare, adică ți se duce greutatea așa pe spate. Un pat care e aparent făcut din mai multe mici pe care ți le așezi cum vrei tu, deși mi se pare super inconfortabil. Nu știu, frate, dacă chiar simt nevoia să dorm pe o bilă, mă pun cu capul pe asta, știi? Bă, nu știu ce să zic, adică nu, chiar nu aș simți nevoia să dorm așa, cu o bilă la brațe, cu o minge așa la brațe, nu știu, chiar m-aș simți super ciudat și plus că dacă mi s-ar putea așa culoarea mea, mi-ar fi așa, gen șarpe dimineață. Șarpele. Dacă ai un pic de scolioză, deja ai coloana așa. Dacă mai dori și pe patul ăsta, uite așa ai coloana, să mor. Patul lui Batman, sau cum îi zic ăștia aici, Batman. Adică știi, aici mare așa, știi cum ar veni. Dar nu manifest niciun interes. Bine, îmi place cum ar veni, cum vine așa lumbina aia ambientală așa pe sub, ca și cum îl chem tu pe Batman aici, știi ce zic? Numai că dacă ai fi tu Batman și ai dormit un patul ăsta confortabil, bă, și te-ar chema oamenii că au nevoie de ajutor, păi tu ar arde casele, frate, s-ar duce, războaie. Tot ai dormit acolo, niciun stres. Așa ai dormit, știi, în poziția bacoviană, cum îmi place mie să-i zic. Păi tu așa ești, mamă, când auzi că e război afară, mamă, te mai întorci așa un pic. Hello, ho, pa, ho, ho. Puteți să-mi spuneți și mie cine ar vrea să doarmă într-o pasăre? Să mă bată, mamă, păi să mă întorc de la baie, știi, noaptea, să mă împiedic de degetele aia acolo, știi, cum e degeta de găină, așa, când le pui la fiert, așa, moi, așa. Dă-o în brânza, mă, si, frate, păi să am de tai pichere, am de tai curc acolo, îi dai curcanul deasupra, pe care nici nu-l văd noaptea, adică e doar chestia aia, că dormi tu într-o pasăre, practic chiar dormi într-o pasăre, că fundul e aici, adică, practic ești un ou. Ești un ou. Uite, ăsta e patul în care cu siguranță n-ar dormi niciun elev român. Sau eu cu siguranță n-aș dormi. Ia uite-l, patul cărții. Deci dacă mă pun în el, am insomnii, mă. Nu mai dorm, nu pot, mă răvărcolesc așa în somn. Păi să mă pui tu pe mine aici, cred că pe majoritatea dintre voi, dintre noi, adică să ne pui într-un pat de ăsta, păi da, așa am insomnii, nu mai văd cearcăne, nu pot să dorm. Am coșmaruri cu cum citesc, cum lecturez așa frumos. La asta cred că o să-i zic patul studenților, frate, că e făcut din carton și cu o plafumă, adică e super cheap, super low budget, știi ce zic? Tu, student, te cheamă un prieten, bă, hai că dorm la mine, dar nu prea mult, dar se vede că nu e nicio problemă. Ia uite că batul la ușa așa deschide la hop, tu cu patul așa, știi, într-o mână. O, vere, ce faci? Uite, ai venit cu patul la tine. Da, băi, vărule, hai să-l punem, îl montăm aici pe jos. La sfârșitul episodului, când vedeți toate paturile, lăsați un comentariu în care ați dormit sau care vă place cel mai mult. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Ia uite, în ăsta chiar că am dormit tată toți în patul Facebook, să mor, bine, eu nu mai folosesc Facebook. Bă, cred că de acum de jumătate de an, un an, nu mai deschid Facebook-ul, frate. Nu știu de voi, dar l-au urâțit ăștia, l-au modificat, l-au schimbat, nu-mi place deloc Messenger-ul, frate, îl mai folosesc uneori, dar în rest cred că stau numai pe Instagram și pe WhatsApp. Nu știu, frate, a murit Facebook, adică dacă dormi în patul Facebook, ai murit și tu, mă înțelegi, adică patul bacovian, adică e tot același ca la cu mortul, știi ce zic, e același. Da, mă, uite, m-ați întrebat mulți când dați mesaje pe Facebook, că nu, pe Facebook chiar nu le vă, mai bine dați mesaj pe Instagram, frate, la Niculeț, acolo chiar mai răspund, dar pe Facebook să mor la propriu. Da, patul puștii, nu știu ce să zic, dar chiar n-am multe cuvinte de adăugat, adică dacă ești un criminal în serie, poți să dormi aici, dar, sau dacă ți-e super frică de întuneric și simți că îți bate cineva la ușă,
deși nu bate nimeni, da, dormi în patul puștii. Da. Bravo, băieți, v-ați gândit să-l băgați pe micuț direct în patul rechinului cu mălânghite ăsta? Păi, acum mai doarme acolo, bă, nu vezi ce plânge, că rage copilul în somn, bă, uită-te la el, că nu mai poate. Poate să-mi explice cineva ce brânza mamei mele e asta, frate, că nu înțeleg. Bă, în primul rând, dacă ai tu fetișuri mai ciudate, dacă așa, băi, da, adică... Na, fiecare cu fetișurile lui, mă înțelegi? Dacă ești cu de-alea cu BDSM, știi ce zic? Dacă ești cu de-alea, da, dormi în asta. Dar eu care nu pot să dorm pe spate, eu dorm pe o parte și mai rar pe burtă. Dar rest numai pe părți, dorm pe spate, nu pot. Păi dacă m-ai pus așa, mă umor psihic, frate. N-aș dormi, dă-te-n Doamne, iartă-mă, mă are ție puterea, Doamne, nu-mi trebuie. Bă, voi ați căzut vreodată din pat în somn sau v-ați trezit dimineața pe jos? Ia uite-l, frate, ăsta ne rezolvă pe toți, bă, că eu am mai pățit asta. Vă jur chiar ce nu știu, uneori efectiv mă trezesc, frate, cum cad din pat, frate, efectiv mă duc până și când vreau să mai rotesc pe o parte, nu știu cum repede subconștientul mă trezește, bum, și mă văd așa cu un picior pe jos, nu știu ce am. Dar să știți, bă, când văd patul ăsta așa, nu știu, și-l văd și moale așa cum cu de-aia peste tot, mă, chiar mă simt bine, nu știu, și sus așa, chiar mă simt așa confortabil. Chiar dacă s-o leacă claustrofob, patul ăsta mă face să nu mă mai simt așa claustrofob, nu știu. Ia uite-l pe patul meu cu roller coaster, cu montaie rus, frate. Ia uite-l pe patul meu. Ia uite-l, frate, ca să poți să dormi peste de așa prin tot patul. Hop, și când ai căzut patea că la cât de lung e montaia rusă ăsta, adormi pe drum până când s-a dormit acolo pe pernă. Dacă aveam și eu un mansion, frate, știi, mai puneam, să zic, într-o cameră de pe acolo, dar așa cu pe 43 de metri pătrați cât am aici, păi dar tot patul e cât apartamentul meu și vă jur pe viața mea. Nu știu dacă aș vrea să dorm într-un chirpiș de ăsta de pasăre, cum se numește, coșciuc de ăsta de pasăre, unde își face ea culcușul ei, eu știu ce, cum Doamne iartă-mi se numea, chiar nu manifest nicio... Bă, chiar nu, frate. De mai stau așa cu gura deschisă la un moment dat, știi, hop, așa și să vină să-mi pună ceva să-mi mestece mâncare, să-mi scuipe așa în gură, doar. Ia uite-l pe patul meu cum plutește. Are barele alea, știi, de-i prins așa super gândit și cu matematică și fizică care face să-l va practică plutește, știi, dar alea ține echilibru cumva, eu n-aș dormi așa în... nu. Deja am frică de înălțim, bă, dar dacă cumva nu simt că, bă, să-mi fie ceva pe dedesubt să bag, nu, așa, nu, păi da, mor, nu. Că și la view ăla, frate, când la etajul 79, mor, deci mor în somn. Ăsta mi se pare cel mai tare de până acum, bă, jur, așa ceva în casă. Îți dai seama, mănânc deja de 7 ori pe zi, dacă aș mai intra în cameră de fiecare dată să văd unde tai burgerul, păi te-aș mânca continuu, frărul meu. Arată super catering, că nu știu așa, deci efectiv se desparte de tot ce ai într-o casă, frate. Vezi, tai chestia așa animată, da, în asta aș dormi. Aș vrea să fiu o felie de roșii, să mă învelesc cu gium, cu o salată, așa, știi ce zic? Și să vină o felie de brânzică caldă, se pun așa peste mine, vai, deja o dăm aiurea. Ăsta, practic, poți să ți-l pui tu în orice poziție care are niște picioare, cel puțin așa scrie în descrierea asta, că poți să ți-l așezi în ce unghi vrei tu. Sau dacă ești mare șmecher, știi ce zic, îl pui așa și el se mișcă așa, dar cred că dacă simt, dar nu, că mor de tot, nu, dar oricum și cu leagăne am o problemă, nu pot. Deci dacă mai dat tare leagăne, am murit, deci mai îngrop, bacoviam direct, aha, op, așa m-am pus și eu. Oricum nu înțeleg plăcerea asta, păi dacă dorm cu capul mai jos, ți se urcă sângele în cap, asfixie și mori în somn, și dacă e mai în față și tu ești cu capul mai sus, alune și ai căzut din pat și ai murit, că ai căzut din pat, că ai dat capul, ai făcut o comoție cerebrală, hop, s-a terminat. Deci nu-i bun patul. Deci fata asta care l-ai făcut, ești proastă, că nu-i bun. Nu-i bun. Puteți să-mi spuneți și mie care e sensul la patul ăsta? Adică poți să stai doar așa, nu poți să te întorci pe o parte că ți-ai rupt coloana, ai făcut așa, hop, scolioză, știi ce zic? Pentru ăștia de-au vrut să facă cosmonaut, dar nu au avut bani sau nu au învățat destul, că nu înțeleg, adică e prea așa, prea degeaba, nu știu. Ia uite-l pe patul meu Ying-Yang, ia uite-l cum e, de acum depinde cine stă deasupra și cine stă... de sub, știi ce zic? Să zicem că dacă eram un vierme așa, știi, mai dormeam așa, știi, sau un raton de la opossum ăia de se fac așa și dorm în bila aici, mai dormeam așa, de așa să ăla care stă deasupra e mai rău de la, bă, știi ce zic, are chestia aia așa. Păi, știu, îți găsești o fată care are deja, dai probleme cu spatele, scolioză, probleme cu nervii, cu sciatici, cu tot, de are coloana, știi ce zic, așa? Și ai dormit acolo și... Na, e și bine rău, na, nu știu ce să... Despre ce vorbeam? Bă, cine ar dormi într-un pat de ăsta? Adică, pe bune, nu... Bă, vreau să știu și eu ce om cu probleme psihice să fii să dormi în așa ceva. Ăsta e patul ăla de când te doare burta, nu știu, eu nu pot să mai dorm așa gen strâns de mult timp că mă doare spate dacă s-au așa strâns, dar să mor, tu zici, păi, dar ce faci dacă te întorci pe cealaltă parte? Sau, nu știu, schimbi o leacă, poți, ce se întâmplă dacă îți trece burta în somn și te întinzi o leacă? Nu, s-a terminat, nu, că mie e rău, deci nu, că eu când văd, nu, că mi-e...
Mi se face drept rău. Păi să mă urc 5 etaje să mă culc. Păi da, mă culc pe gresie, pe carton, pe ce vrei tu. Mă duc afară în iarbă și mă nu, de pe decât să văd așa că mă uit în jos și nu văd unde mi-e parchetul, păi nebunesc. Da, bă, șacalor, cam astea au fost paturile. Lăsați în comentarii, v-am zis care v-a plăcut, în care ați dormit voi. Sunt foarte puține care chiar sunt interesante, restul așa degeaba, nu știu cum să văd, dar degeaba, sunt degeaba rău. Bine, voi știți că și eu stoleac că nebună și exagerez, dar na, uite, în ultimul pat ăla de la etajul 15, știi ce zic, de trebuie să urci cu liftul să te culci, nu mulțumesc. Activați neapărat clopoțelul, postez în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2, dați un follow pe Instagram, las Niculeț, nu uitați să faceți sport, să beți apă multă și să râdeți cât puteți voi de mult. Eu v-am pupat! Pa, bă!